NUSR Plus. Vom avea un congres în această toamnă. Înțelegem de la Dan Barna că va fi organizat la începutul lunii octombrie. De aceea, în Cioloș a încercat zilele trecute, din informațiile noastre, să se retragă alături de Dan Barna și să facă loc unui candidat mai tânăr. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile în NUSR Plus? NUSR Plus, președintele nu se alege la Congres. Președintele este ales printr-un vot direct al membrilor. În principiu, domnul Barna este favorit pentru că USR este mai important. Și criza majorității de care vorbeam la ultima noastră întâlnire la dumneavoastră în studio, care se declanșa chiar atunci cu demiterea lui Vlad Voiculescu, a arătat că Barna reușește să controleze ceva mai bine partidul și frustrările care apar în rândul membrilor. Cred că ăsta a fost motivul pentru care a preferat domnul Cioloș o asemenea soluție, pentru că și acolo candidatura la prezidențiale se amână pentru 2023. Și cu un președinte de partid care nu are profil prezidențiabil, domnul Cioloș ar fi putut reveni în 2023 dacă Dan Barna câștigă președinția partidului și a anunțat clar că își va prezenta candidatura. Atunci este foarte probabil să fie și candidatul partidului. Dar aici apare o altă problemă. Domnul Barna este prim-ministru al guvernului. Îi va fi mult mai greu să se retragă de la guvernare decât i-ar fi fost domnului Cioloș, care se află la Bruxelles, spre exemplu. Și aici sunt calcule legate de prezidențiale și cred că pentru USR Plus prezidențialele din 2024 vor fi cruciale. Pentru că n-a reușit în 2020 să-și creeze rădăcini locale, a câștigat spectaculos câteva mari orașe, dar nu este implantat în România profundă, așa că va avea nevoie de candidat la prezidențiale care să atragă voturile de protest. În condițiile în care nu mai suntem în 2019, mulți votanți de protest votează cu AUR, care, mă rog, e un partid nou, dar care poate să facă în continuare surprize, poate crește în sondajele de opinie și pare să capitalizeze mai bine frustrările și nemulțumirile din societate decât o face USR aflat la guvernare. Dar de ce credeți că a venit Cioloș cu această ofertă, da, între ghilimele, pentru V-am Dan spus, Barna? e simplu, pentru că un președinte fără profil prezidențiabil, un președinte al USR Plus, care nu avea ambiții prezidențiale, dădea posibilitatea alegerii președintelui în 2023, iar în 2023 deja guvernul se va fi erodat și domnul Barna, odată cu guvernul, își va fi erodat imaginea. E clar că astăzi Dan Barna este mult mai puternic în interiorul USR Plus decât este domnul Cioloș. Domnul Cioloș nu și-a ascuns ambițiile prezidențiale, a anunțat-o de asemenea, ca și Ludovic Orban, din vreme, tocmai pentru că e important să construiești în jurul unei asemenea candidaturi. Însă Dan Barna, care a fost deja candidat la prezidențial în 2019 și a obținut un scor bun, contrar criticilor partidului, pentru că nu se putea mai mult, având în vedere baza lui, poate spera la mai mult. Poate spera la mai mult și, în orice caz, poate spera că deja campania precedentă i-a asigurat o notorietate care îl face un posibil candidat la prezidențial. Nu mai îl avem pe Klaus Iohannis care să candideze pentru un nou mandat, constituțional nu se mai poate. Deci, practic, toate scenariile sunt posibile. Depinde foarte mult de candidat, de situația economică, de starea Uniunii Europene. Sunt foarte multe lucruri care vor conta atunci și de asta acum nu putem să vorbim încă despre candidați la prezidențiale. Eu aduc întotdeauna aminte și cu dumneavoastră în întâlnirea am mai făcut-o, că la începutul anului 2014 foarte puțin se gândeau la candidatura lui Klaus Iohannis, care a răsturnat toate planurile. În politică, surpriza joacă un rol foarte important. Deci, în continuare pot apare surprize și sunt convins, spre exemplu, că PSD, care urmărește de pe margine cu atenție ceea ce se întâmplă, nu va încerca să forțeze nota. Va încerca să găsească un candidat la prezidențiale de consens, în principiu din afara partidului,
pentru a fructifica șansa pe care o au de a câștiga prima dată după 2000 alegerile prezidențiale, pentru că ultimele pe care le-au câștigat au fost în 2000, deși au dominat viața politică, mai ales cea locală, dar și cea guvernamentală, toată această perioadă, nu au putut câștiga președinția.